Țin să mulțumesc pentru participare într-o astfel de zi festivă pentru spitalul nostru, domnului președinte Cristian Domniție, domnului director Apostol, pentru că știți foarte bine scopul acestei întâlniri și anume semnarea contractului de finanțare referitor la reparație capitală și dotare cu aparatură medicală ambulatorul de specialitate a Spitalului de Pneumofiziologie Iași. Din discuțiile avute acum ceva timp cu personalul angajat din dispensar părea utopie. Iată că prin grija Consiliului Județean s-a realizat acest lucru și sunt convins că ceea ce a spus domnul președinte la ultima întâlnire avută loc tot în cadrul anfiteatrului, peste 2 ani sau 3 ani, depinde de posibilitățile financiare a Consiliului Județean, vom asista și la reparația capitală a acestei clădiri, ce s-a dat în folosință în anul 1975. Doresc să dau cuvântul domnului președinte a Consiliului Județean, domnul Cristian Domniție. Mulțumesc, domnule, acum puteți, vă rog, stați jos. Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit în cazul medicilor. Este un pic mai greu să vă zăresc acum pentru că avem colegii din presă care sunt între noi, dar să știți că ei își servesc binele public prin a arăta lumii și lucrurile rele care trebuie rezolvate, bineînțeles. Cred că v-ați întâlnit mai des cu aceste situații când venea televiziunea în spital, dar și lucrurile bune. Lucrurile care merită, despre care merită oamenii să știe, pentru că sunt înspre binele lor, înspre facem lucruri care să le facă lor viața mai ușoară și atunci când au o boală, cea care ține de plămâni în cazul dumneavoastră, să aibă o certitudine cât se poate de mare că vor găsi aici, la Iași, în capitala Moldovei, cele mai bune servicii medicale cu putință. Am marea plăcere să am lângă mine pe domnul director executiv al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est, domnul Constantin Apostol. Sunt convins că dumneavoastră ați auzit despre dumnealui, ați citit cu siguranță. Nu știu dacă ați apucat să vă și întâlniți, să-l vedeți în carne și oase. Eu am ținut foarte mult ca această semnare a contractului de finanțare să aibă loc chiar aici, la dumneavoastră în spital, pentru că asta este o încurajare suplimentară pentru toată lumea să-și facă treaba. Eu n-a trecut mult de la prima mea întâlnire cu dumneavoastră, n-am să zic ultima, pentru că nici nu va fi. Ultima deja avem două într-o lună și vom continua. Până când mă lămuresc că toată lista aceea de probleme va fi rezolvată. În continuare, aștept de-abia, am primit dimineață graficul, n-am apucat să ne uităm pe el, dar asta e o discuție între noi, fără dumneavoastră. Aștept să văd când se vor rezolva reparațiile de la etajul 1 și de la 2, respectiv instalațiile de la 3 și de la 4, pentru că deja sunt perturbări în activitatea spitalului, sunt saloane comasate, pentru că unele trebuiau eliberate, altele sunt cu mai mulți pacienți decât puteau duce. Și acestea sunt lucruri care țin de activitatea curentă, dar pe de cealaltă parte, dacă până acum ani de zile nu s-a uitat nimeni la Spitalul de Pneumofiziologie, nu prea ați avut pile și relații, ia ca de acum lucrurile încep să se rezolve și nu o să fie lumea fericită de cât de des o să vin eu pe aici. Până când se rezolvă. Tot ce pot eu să rezolv, se va rezolva, să fiți absolut convinși. Rămân acele lucruri, rămâne la telefon, vă rog să vorbească cine are de treabă cu telefonul afară. Nu în sală. Deci rămân acele lucruri care țin de achiziția împreună cu Spitalul de Infecțioase a uzinei de oxigen și asta se va face în responsabilitatea domnului director. Aștept să de altminte dumnealui a și fost primul sărcinat încă din ianuarie-februarie să găsească ofertele și să se ocupe de treabă. Nu am văzut rezultate până acum, dar sper că cel puțin anul ăsta le vom vedea. Pentru că nu se poate să mai treacă atâta timp fără niciun rezultat. Acela e cel mai important lucru pentru spital. Aștept în continuare de la colegii dumneavoastră, colegul dumneavoastră, medic, pneumolog, acea hârtie despre cum computerul tomograf ajută spitalul și nu-l rănește. Și în momentul în care am avea și acea hârtie, eu cu siguranță îi voi da toată atenția.
Dar vă rog, eu nu las lucrurile să fie doar vorbe aruncate în vânt ca să ne auzim vorbind. S-au spus lucrurile acelea, mă bazez pe competența celor de aici, cel puțin cei care au cerut, și aștept să văd cum nu pierdem bani. Măcar pe zero să ieșim. Și dacă ieșim pe zero, eu vă garantez că fac tot efortul să luăm un CT la spitalul de pneumo. Dar să nu ajungă să, repet, vă dreneze bani. Și după aceea iarăși să umblați disperați pentru că sunteți aproape de spectrul falimentului. Acesta este primul an în care spitalul de pneumo va ieși cu siguranță pe profit. Pentru că n-a fost o întâmplare, deschiderea pe care o dă domnul Dâncă, șeful casei de sănătate județene, este una evidentă. Și n-ați avut niciodată nici tariful pe caz ponderat și nici indicele de case mix atât de bune cum le aveți acum. Astfel încât, dacă spitalul n-a sucombat în anii anteriori, acum cu siguranță trebuie să fie pe profit. Dacă adăugați la asta și măsurile suplimentare pe care eu le cer de viabilizare a activității spitalului, atunci eu nu mă gândesc, mă gândesc că lucrurile nu pot fi decât foarte bune și lumea să aibă încredere în lucrul ăsta și să fie mândri că lucrează în acest spital, care va și arăta așa cum trebuie, demn de mândria dumneavoastră. Noi aici vom semna contractul de finanțare pentru unul din cele patru proiecte mari pe care le avem în această perioadă. Sunt trei ambulatorii și cu proiectul de la Golia 2. Acest proiect are o valoare totală de 9.754.000 de lei, peste 2 milioane de euro, din care fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană 7.808.000. Vreau și pe această cale și astăzi să-i mulțumesc domnului director Apostol și spun lucrurile astea cu voce tare, pentru că ele altfel rămân doar așa, cunoscute de noi doi, că aceste trei proiecte sunt proiecte pe care noi le-am, mă refer fără Golia 2, cele trei de ambulatorii, sunt proiecte pe care noi le-am resuscitat exact acum câteva luni, de fapt din toamnă, sunt pe lista de rezervă și se finanțează cu fonduri care au rămas economii la ADR Nord-Est, pe POR. De aceea trebuie să ne grăbim și tare ca să închidem toate lucrările în perioada contractului de finanțare. Deja ambulatoriul de la Cuza Vod a fost licitat, e în evaluare ofertă, avem patru ofertanți. Sunt în SEAP celelalte două și vine acum și Golia. Celelalte două sunt pe SEAP și acum vine și Golia, cel de-al patrulea proiect, care încă nu este în SEAP. De-abia primăria a făcut și ea ședința de Consiliu Local Extraordinar să aprobe noi indicatori și noi am făcut, ne-am mișcat cât de repede s-a putut. Deci la viteză maximă, cred că nici privații nu se mișcau așa repede cum s-a mișcat toată administrația ieșeană în aceste luni. Pentru că lucrul acesta trebuie să dea încredere oamenilor. Domnule director, eu am spus doar câteva cuvinte despre partea financiară, dar în rest vă rog pe dumneavoastră să, în cuvântul dumneavoastră, să atingeți și restul problemelor pe care le considerați relevante pe nostru. Mulțumesc. În primul rând, mă simt onorat să fiu acasă la dumneavoastră, unde se va întâmpla, să spunem, acest proiect. Vreau să felicit și să mulțumesc în același timp conducerii executive a Consiliului Județean, deci domnului președinte personal și staffului tehnic care îl dublează, deci echipa din spate, pentru că e o altă deschidere în județul Iași, care până acum un an de zile a fost un, nu blocaj, un foarte mare blocaj, de asta, practic, iată, autoritățile publice locale, primărie, respectiv Consiliul Județean, au primit, conform legislației, aceste edificii și, până la urmă, aceste uzine, dacă vreți, umane, în administrare, dar practic n-au primit și resursele care ar trebui să fie și de aceea oportunitatea banilor europeni este un lucru pe care, cum să vă spun, cei care vor îl folosesc, cei care stau și dorm o să-l folosească ceva mai târziu. Este de apreciat efortul care a fost făcut și vă mulțumesc, domnule președinte. Ce pot să spun? Pot să spun că partea de ambulatoriu
pe cele trei spitale care le semnăm de pe listele de rezervă, eu cred că sunt binevenite, deci suma undeva se duce aproape de 10 milioane de euro, ceea ce nu e de aici de acolo, la care se adaugă la ceea ce se întâmplă în momentul de față în Iași. Pot să spun că, iată, ajutăm un spital care este în felul lui unic și este un spital regional de specialitate în care, să spunem, plaja de deservire directă sau indirectă se duce undeva la 2 milioane și ceva de oameni și mare păcat că întotdeauna am avut o mare problemă în sensul degeaba avem, să spunem, cadre medicale, profesori, avem o școală de medicină foarte bună, dacă nu venim în spate cu echipamentele și cu dotările necesare și nu reușim să avem un situ performant pe ceea specific cu fiecare tip de spital. Cred că nu este decât o chestiune de început. Perioada de programare 2014-2020 care va veni, probabil va avea o axă și o sumă dedicată mult mai consistentă ce a fost până acum. Discutam apropo de POR, ce se va întâmpla în perioada următoare. Deja începem să concretizăm principalii indicatori. Sperăm să se mențină pentru regiunea noastră nivelul de alocare care l-am avut 2007-2013, adică 16,8% din banii naționali. Eu cred că dacă luăm în considerare din POR, cei trei indicatori care ar fi importanți, și anume numărul de populație, suprafață și PIB-ul, dar invers privind PIB-ul pe cap de locuitor, probabil din cele 7,8 miliarde care sunt posibile a veni pe POR, probabil regiunea noastră se va duce undeva în 1,8-2 miliarde, ceea ce înseamnă o sumă de 2,5 ori mai mare de ce am avut pe perioada asta de alocare. Și atunci am putea, să spunem, să rezolvăm ca pe alte multe, să spunem, domenii de infrastructură și de utilități, că până la urmă și sănătatea nu e altceva decât o chestiune de infrastructură și de o utilitate pe care trebuie să o folosim, am putea să spunem că sumele care vor fi alocate sunt de 2,5 ori mai mari. De aceea ar trebui, în momentul de față, dacă privim global sau cumva strategic, ceea ce ar trebui să vină Ministerul să spună din punct de vedere strategic cum reașezăm sistemul de sănătate în România, hai să nu spunem vorbe foarte mari, dar punctual ar trebui, cred că, fiecare unitate spitalicească să aibă o strategie proprie în ceea ce privește partea de reabilitare, dezvoltare, partea de dotări și, dacă vreți, partea de performanță umană ca serviciile să fie de calitate. Eu sper că acest proiect va fi de bun augur pentru dumneavoastră, pentru că va rezolva partea de ambulatoriu, atât la nivel de aranjament situ, cât și pe partea unele dotări care vă sunt neapărat necesare. Și, cum am spus, nu este decât un premergător pentru ceea ce va să vină. Sper în același timp că proiectul se va desfășura în bune condiții, aveți capacitatea și știința să alegem constructorul sau livratorul de echipamente care ne-ar trebui. Evident, vom avea probabil blocaje pe contestații și asta, că avem o profesie în România de treaba asta, dar până la urmă, iată că de astăzi, începând în aproximativ 2 ani de zile, vorbim de 31 iulie 2015, proiectul va trebui să fie terminat. Atunci va fi ultima plată. Mă simt onorat să vin de fiecare dată și este extraordinar să fim alături de beneficiarii care primesc aceste fonduri. De fapt, își pun în valoare proiectul care a fost generat, pentru că, pe de o parte, partea administrativă și financiară va aparține, domnule președinte, adică echipei dumneavoastră, dar partea tehnică aparține dumnealor, celor care sunt beneficiarii direcți. Eu vă mulțumesc, vă urez succes și sper că acest proiect să meargă în bune condiții. Și eu mulțumesc, domnule director. Să trecem la partea solemnă a evenimentului.
pentru toată lumea, nu doar pentru presă. Vedeți băncuțele astea? Le vedeți? Uitați-vă bine la ele, că nu o să le mai vedeți multă vreme. Vă mulțumesc tare mult! Serviciu ușor tuturor! Și să ne revedem!